Problema privind anchetele epidemiologice în județul Prahova este pe cale să ia sfârșit, astfel încât cei care au fost infectați cu SARS-CoV-2 să poată să beneficieze de concediul medical. Cel puțin așa susține subprefectul Emil Drăgănescu, reprezentantul guvernului în teritoriu, precizând că a fost suplimentat numărul celor care vor efectua aceste anchete. Asta pentru că personalul DSP Prahova nu făcea față numărului mare de prahoveni infectați cu SARS-CoV-2. Drept urmare, la acest demers inițiat de prefectura Prahova, au răspuns pozitiv mai multe instituții din județ, printre care Consiliul Județean, ISU Prahova și Garnizoana Ploiești. Ce înseamnă această anchetă epidemiologică? X este confirmat cu SARS-CoV-2 și urmează să stea acasă, să se izoleze sau să carantineze după caz, dacă este confirmat carantină, dacă este contact direct izolare, și asta înseamnă că o perioadă acest om logic va absenta de la locul de muncă. Pentru această absență, conform legii, îi se va acorda concediu medical plătit în condițiile legii, numai că, fiind cazurile foarte multe și personalul deficitar, cei de la DSP sunt implicați în peste 10 tipuri de activități care țin de acest domeniu, normal că suntem în întârziere cu aceste anchete epidemiologice și cetățeanul se poate trezi că iese din carantină, dar încă nu are concediu medical și angajatorul nu îl plătește. Prin urmare, la inițiativa prefectului, am luat următoarea măsură. În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a aprobat o strategie și s-a suplimentat numărul personalului care face astfel de anchete. Spre exemplu, de la Consiliul Județean, de la Direcția de Pază și de la Protecția Copilului au fost dați câte 2 lucrători, de la Prefectura Prahova 2 lucrători, de la ISU, de la Poliție, de la Jandarmerie, de la Gruparea Mobilă, de la Garnizoana Ploiești, instituții care au răspuns, au dat acești oameni și practic încă 15 persoane în fiecare zi efectuează anchete epidemiologice, să scurtăm timpul. În câteva zile sper să ajungem la zi. Potrivit subprefectului Emil Drăgănescu, numai puțin de 1800 de persoane așteptau vizita celor de la DSP pentru a putea să aibă un act la mână, astfel încât să demonstreze că au trecut prin boală. Eu vorbeam la momentul în care am luat această măsură de o restanță de vreo 1800 de persoane. Prefectul Emil Drăgănescu speră ca în termen de 10 zile situația să revină la normal.